Salutare, dragilor! Începe o nouă ediție a emisiunii La Sală. Vom vorbi despre un stil de viață sănătos, vom afla tehnici de antrenament, cum să ne antrenăm corect, dar toate acestea de la un războinic. Și nu doar că e un războinic faimos și cunoscut, e un războinic și prin prisma meseriei pe care o are, lucrează în cadrul MEAI, se mai războiește și pe acolo din când în când, dar mai ales îl cunoaștem cu toții din cadrul competiției Exatlon. Mihai Berari este azi alături de mine. Mihai, îți mulțumesc că ai acceptat să vii la sală alături de noi și așteptăm cu nerăbdare să-ți cunoaștem povestea, să vedem cum ai ajuns să iubești sportul, cum ai ajuns să faci un sport de performanță. Și aș vrea să te întreb, care a fost vârsta la care ai început să practici primul sport? Cred că eram undeva pe la 6 ani când am început să practic, de fapt când am început să cochetez așa cu ideea asta de a intra în lumea sportivă. Am început cu karate kempo. Pe vremea aceea, prin 95, era mare vârfă cu karate kid, dacă mai știi cu filmul acela. Și acela te-a impresionat sau acela te-a motivat? Da, pot să zic că îmi plăcea foarte mult de rolul principal din filmul respectiv și eu împreună cu băieții de la bloc, eu am crescut la bloc, ne-am hotărât să mergem să luăm cursurile astea de karate și chiar mi-a plăcut foarte mult și am aflat mai târziu că m-au ajutat. Te-au ajutat în meseria sau în ceea ce aveai tu să devii pe viitor? Sau în ce sens te-au ajutat? Sau pe partea de autoapărare, da, și la meseria pe care o practic în ziua de azi pot spune că m-a ajutat, dar în primul rând la coordonare, la motricitate, chestii pe care le-ai folosit și în cadrul competiției și vom vorbi imediat și despre acest aspect. Dar mai e un lucru foarte important, nu știu câtă lume știe despre tine, că ești și instructor de fitness. Practic noi acolo ne-am și cunoscut în cadrul unui curs de fitness. Ai o pasiune pentru un stil de viață sănătos. Spune-mi, te rog, cum sau ce te-a făcut să transform pasiunea în carieră și când ai luat decizia de a merge spre zona aceasta? După cum am spus, tot timpul mi-a plăcut, încă de la o vârstă fragedă, mi-a plăcut să practic anumite sporturi. Am practicat mai multe, de aia zic, sporturi. Cred că în liceu, după ce am avut niște cursuri de volei și am și făcut parte din echipa de volei a liceului, m-am axat mai mult pe fitness. După terminarea liceului m-am înscris la școala militară, am dat examen, am absolvit și practicând meseria pe care o practic. Ce meserie practici? Poate nu toți urmăritorii noștri știu. Sunt cadrul MEAI, în cadrul jandarmeriei. Ai nevoie de forță fizică, nu? Da, ai nevoie și de forță fizică, dar în primul rând trebuie să fii un bun sportiv, pentru că la noi pregătirea este continuă și avem și evaluări periodice. Și să revenim la subiectul anterior. Cu fitness-ul, da. Da, cu fitness-ul. După ce am terminat școala militară, am făcut și dreptul și după ce am terminat și dreptul, am zis că hai că parcă e timpul să fac ceva și pentru sufletul meu. M-am înscris la Facultatea de Educație Fizică și Sport. Mamă, cât avem aici drept, Facultatea de Educație Fizică, MEAI, persoană publică. Pe kinetoterapie m-am specializat. Wow, și în timp ce aflăm chestii noi. Și în timp ce eram și la facultate, m-am hotărât să fac și cursul ăsta de instructor de fitness, pe care l-am făcut cu tine și cu Cristi. Oarecum să oficializez toată treaba asta cu pregătirea fizică. Exact, să fii în bază legală. Exact. Aveai multe dintre cunoștințe și fizicul te ajută, dar spune-mi, ai ales fitness pentru partea de fizică, se dezvoltă foarte armonios corpul sau efectiv îți plac și exercițiile pe care le putem face în cadrul antrenamentelor de fitness? Pasiune, pot spune că din pasiune m-am apucat de fitness. Bine, îmi place să arăt, să fiu proporționat, ca să zic așa. Îmi place să fiu proporționat, să am un stil de viață sănătos și făcând și urmând cursul pe care voi l-ați făcut, pot spune că mi-am cimentat anumite cunoștințe și chiar m-a ajutat. Ai și lucrat cu clienți sau mai mult ai făcut cursul pentru tine? Am avut o perioadă când am lucrat și cu clienți, dar pentru că programul la job e cum e, nu prea îmi permite să mă pot ține de o clientelă. Dar în momentul de față tu practici în continuare fitness. Da, bineînțeles. De aici vine strânsă legătură următoarea mea întrebare. Care crezi că este cheia succesului pentru a avea un stil de viață sănătos? Nu știu, dă-ne 3 sfaturi pe care urmăritorii noștri ar trebui să le aibă în vedere în momentul în care își doresc să abordeze un stil de viață sănătos. Cred că cel mai important sfat pe care aș putea să-l dau în momentul de față este legat de echilibru. Trebuie să fii foarte echilibrat, trebuie să-ți echilibrezi mesele, antrenamentele și orele de odihnă.
foarte important. Deci avem trei elemente cheie din ceea ce înțeleg eu. Odihnă, nutriție, respectiv alimentație și antrenamentul efectiv, să nu uităm de el. Și vreau să mergem ușor spre ceea ce te-a făcut și mai cunoscut și remarcat. Și este, dragilor, vorba despre competiția Exathlon. Sezonul 3, în sezonul 3, ai fost tu participant și vreau să-mi spui cum de-ai luat decizia aceasta. Îți doreai să îți depășești limitele? Îți doreai să devii o persoană publică? De ce ai mers la Exathlon? O să râzi, dar a fost o pură coincidență faptul că am ajuns la Exathlon. Nu știu cât de cunoscut este acest aspect, dar la nivelul jandarmeriei s-a vrut, la un moment dat, formarea unei echipe de jandarmi care să participe la Exathlon. Wow, foarte tare! Exact. Ca un schimb de experiență, o echipă formată de jandarmi să participe la Exathlon cu echipele unite, știți cum se făceau la meciurile internaționale, să unească războinicii cu faimoși și contra jandarmilor. Foarte tare! Și da, la nivelul unității a venit un comunicat, m-am înscris, dar așa, din glumă, cu încă vreo 4 colegi, s-a renunțat între timp la acea idee și am rămas înscris în competiție. Și n-ai avut ce face? Mergi și ai participat. Am rămas înscris la competiție, am fost chemat la casting, la probele sportive. Au fost grele probele sportive? Au fost încărcate. Deci chiar am avut emoții la... Adică vis-a-vis, pentru că tu practici sport și ai, ziceai și mai devreme, că aveți anumite antrenamente și la muncă și anumite probe sportive sau anumite testări, cum ai zis tu, anuale, cred că... Vis-a-vis de acele probe, care era nivelul de dificultate a celor din Exathlon? Nu pot spune că probele de selecție au fost extrem de grele, dar ți-am zis, au venit cu o încărcătură emoțională. Deci chiar am avut emoții când am dat probele sportive și din acest motiv parcă mi s-au părut puțin mai grele, dar din punct de vedere fizic au fost cam medii. Și în momentul în care am ajuns acolo, ce am zis? Care a fost primul tău gând? Înainte de prima competiție, înainte de primul joc. În prima zi când am ajuns, s-au filmat clipulețele pentru fiecare în parte, drumul de unde eram cazați spre joc. Noi ne așteptam cu toții, ne așteptam să avem o perioadă de acomodare, o săptămână, să probăm traseele. Să vă mai relaxați. L-am văzut pe Cosmin, sunteți pregătiți? Da, suntem pregătiți. Îl salutăm și pe Cosmin Cernat pe această cale. Te salutăm, Cosmin. Sunteți pregătiți? Da, suntem pregătiți. Da? Ce facem acum? Păi filmăm ceremonia, după care pe traseu. Acum intrăm pe traseu? Da, da, acum intrăm. Păi și se filmează? Da. Păi joc oficial. Toți eram pe spate. Ți-a fost greu să apar prima dată în fața camerelor sau erai obișnuit? Ai mai avut înainte contact cu... Nu prea am avut înainte contact viața cu camerele. Viața aceasta mondenă. Nu, chiar deloc. Și nu pot spune că am cochetat vreodată cu aparițiile publice, dar uite că viața m-a împins în direcția asta. E foarte frumos și aș vrea să te întreb, știu că ai avut anumite accidentări sau o accidentare majoră în cadrul competiției. Spune-mi ce ai simțit în momentul acela, adică credeai că poți merge mai departe să câștigi competiția, că îți revii, care a fost feeling-ul tău după accidentare, imediat după? În momentul în care te accidentezi la nivelul la care eram atunci în competiție, că eram trecut de jumătatea competiției, tu ești foarte focusat pe scopul tău, adică să intri, să aduci puncte, să-ți duci echipa mai departe, să câștigi. Eram chiar în timpul unui joc de eliminare și, sincer să fiu, nu prea am băgat-o în seamă. Am zis că m-am lovit, am început să-mi fac probleme în momentul în care am văzut că nu mai funcționează ca lumea piciorul stâng. S-ar putea să fie ceva mai grav, fapt care s-a și adeverit după ce mi-am făcut niște investigații și... Mi-a și adus eliminarea într-un final. A fost o experiență frumoasă, per total? Da, per total. Participarea ta în Exathlon? Da, a fost o experiență frumoasă, a fost un drum al maturizării, nu doar pentru mine, cât și pentru coechipierii mei. Vreau să-mi spui, în continuare, să mergem un pic pe latura sportului, cum crezi că se prezintă țara noastră în momentul de față, în ceea ce privește sportul, fie că vorbim de performanță, fie că discutăm în general despre marea majoritate, practică sport, crezi că este o problemă, lumea, nu știu, și în școală, în școala generală, nu prea se mai fac așa multe clase de sport, nu știu, ce părere ai, cum se prezintă sportul, din punctul tău de vedere? Pe mine mă bucură să văd faptul că se pune din ce în ce mai mult accent pe sport. Acum în școli nu știu, că n-am mai fost de mult în școlile generale să văd ce programă au în învățământ. Dar... Încearcă să introducă, dar cam chiulesc elevii. Probabil nu apreciază încă, probabil nu apreciază beneficiile pe care le poate aduce sportul. Dar eu observ și îmi place ce văd,
că se pune din ce în ce mai mult accent pe sport. Fie că e fitness, fie că am fost și la finala campionatului de street workout, dacă poate ai văzut, da, împreună cu Cosmin, că am văzut că și el ți-a fost invitat. Și se dezvoltă și alte laturi ale sportului, nu doar cele convenționale, cum erau înainte, de fapt și acum, fotbal, handbal și... Da, și totodată se organizează și alte mari festivale, avem chiar și în Cluj-Napoca un festival, se organizează și în București, competiții, convenții, ceea ce e foarte bine. Iar e îmbucurător, da, chiar e îmbucurător și sper să fie nu doar un trend. Deci am văzut că e trendy să fii fit, e trendy să mergi la sală. Exact, era în strânsă legătură următoarea întrebare. Crezi că e o chestie de social media, faptul că acum dă foarte bine pe Instagram să mergem la sală, să ne postăm acolo, să ținem anumite diete, sau crezi că începem să ne educăm în sensul acesta? Posibil să fie și un trend, dar din marea masă tot vor fi câțiva care vor rămâne și după ce se termină trendul. Da, și care vor inspira mai departe. Corect, așa este. Mai vreau să-mi spui cum arată o zi din viața ta. O zi din viața unui om care este pasionat și iubește sportul. În timpul programului sau în concediu. Spune-mi în concediu sau în timpul programului, în măsura în care poți să ne spui, pe partea de alimentație, pe partea de somn, pe cumva ascultătorii, urmăritorii noștri să poată să îți urmeze exemplu, pentru că știm că ai un stil de viață sănătos și ești foarte atent. Încerc să am un stil de viață cât mai sănătos, dar în concediu îmi place să le nevesc, îmi place să mă odihnesc cât mai mult. În momentul în care filmăm, dragilor, Mihai este în concediu. Da, sunt în concediu, am lenevit azi, dar vreau să facem un antrenament și vedem ce se întâmplă. Păi, mă trezesc dimineața la 6, în zilele în care sunt la serviciu, plec la muncă, lucrez 12 ore, în timpul programului am mare noroc că noi ne putem antrena. Avem 4 ore de pregătire fizică. Oh, foarte tare. Da, în timpul chiar suntem recunoscători. Când ești la serviciu? Adică în general de la ora 10 începem pregătirea și fiecare își face antrenament. Super. Sau facem colectiv sau individual. Dar suntem norocoși pe partea aceasta că ni se permite să facem pregătire fizică în timpul programului. Da, chiar este. Dragilor, noi ne apropiem de finalul părții de încălzire. Ne-am încălzit până acum. Da, pe mingiuțele astea chiar m-am încălzit. Exact. Urmează partea cea mai interesantă, spun eu. Mihai, este vorba de exercițiul de viteze și o te pun în ghilimele de rigoare, pentru că va fi o viteză de vorbe. Eu îți voi adresa câteva întrebări sau câteva afirmații și tu va trebui să fii transparent cu mine în măsura în care se poate și să-mi dai primul răspuns pe care îl ai și care îți vine în minte. După care, dragilor, urmează și antrenamentul de bază, astfel că vă invit să rămâneți alături de noi, pentru că Mihai are o surpriză și vă va arăta și vă va demonstra câteva exerciții în sala de fitness, dar mai ales tehnica de execuție, cum să facem corect acele exerciții. Mihai, ești pregătit pentru exercițiu de viteză? Hai să începem! Bun, hai să-i dăm drumul! Am trecut peste încălzirea de vorbe și ghiciște exercițiul de viteză. Mihai, 20 de întrebări fulger. Afirmații fulger, poate nu chiar toate sunt întrebări. Primul răspuns care îți vine în minte, îl aștept să-l auzim atât eu, cât și toți urmăritorii. Cine e Mihai Berar? 3 caracteristici. Un jandarm, soț și viitor tată. Mamă, exclusivitate, mi-ai anulat ultimele 3 întrebări. Bravo, excelent! Mulțumesc frumos! Cine a fost Mihai Berar înainte de Exatlon? Un om modest și simplu. Te-a ajutat notorietatea creată în cadrul competiției, iar dacă da, la ce ți-a folosit? Nu neapărat. Adică nu neapărat în sensul adică că n-ai beneficiat de anumite avantaje? Nu am avut mari beneficii de pe urma notorietății pe care am dobândit-o în urma emisiunii. Ai fost numit de mai multe ori liderul echipei tale, chiar și Gianni Chiriță a spus în repetate rânduri că ești un foarte bun lider. Crezi că aceste abilități le-ai dobândit datorită meseriei pe care o ai și pregătirii serioase pe care o ai tu? Probabil, dar jobul acela era liber, mai ales după ce a plecat Gianni, jobul de lider era liber și am zis că voi încerca să mi-l asum eu, dar nu prin forță, pur și simplu eu am încercat să-mi susțin echipa și ei au venit cu ideea asta și cu experiența de lider. Care a fost cel mai dificil moment pe care l-ai avut în cadrul competiției Exatlon? Aș exclude aici accidentarea și momentul în care ai părăsit competiția. Dacă a fost un alt moment pe care l-ai considerat cel mai greu? Păi am avut la un moment dat o serie de câștiguri și după care vreo 7 sau 8
înfrângeri consecutive, cred că a fost momentul acela, da, a fost un moment foarte dificil, atât pentru mine, cât și pentru toată echipa mea. Ai vreun coleg din cadrul competiției care este în prezent prietenul tău și îl poți numi și peste 10-20 de ani tot prietenul tău? Da, uite, chiar am doi. Care? Pe Alex și pe Gabi. Foarte frumos. Cu ei am păstrat legătura și chiar suntem prieteni. Și povesti în continuare și crezi că vor fi alături de tine. Din câte mi-amintesc și am discutat și mai devreme, înainte de duelul eliminatoriu, tu ai avut accidentarea respectivă, din care te-ai recuperat, dar parțial, totuși ai hotărât sau s-a hotărât să intri pe traseu. Dacă nu aveai acea accidentare, ai fi câștigat acel duel? Erai mai bun decât Cristi cu Cristi, cred că te-ai duelat, nu? Da, dacă bine ne amintim. Nu știu ce să zic, și Cristi era un jucător foarte bun și un jucător care a evoluat pe tot parcursul concursului. Dar în ziua aceea am fost mai slab. Și în strânsă legătură cu întrebarea de mai sus, crezi că Mihai Berar ar fi putut să fie câștigătorul Exatlon sezonului 3? Îți dai seama că eu trăgeam ca să fiu și câștigătorul sezonului. Dar dacă nu m-a ajutat fizicul, asta e. Psihic eram foarte bine. Fizicul mai da, rău. Și cumva a fost independent de tine, pentru că nu e fizicul, adică dacă puteai controla tu forță fizică ai avut, a fost accidentarea. Au fost mai mulți factori, și hrana și accidentarea. Exact. Ai fost unul dintre cei mai râvniți burlași din cadrul competiției. La întoarcere din competiție ai declarat că nu ai iubită, te aștepta acasă mama ta și nepoțica, din câte îmi amintesc. Spune-mi, în perioada următoare, te-ai bucurat de partea aceasta de burlăcie sau te-ai focusat în continuare pe cariera ta și pe ceea ce mi-ai zis mai devreme, căutarea unei soții și a deveni un tătic și un om de familie? Să știi că nu m-am focusat pe găsirea unei persoane sau găsirea unei relații. Tot timpul am fost de concepție că dacă e să întâmple ceva, să am o relație serioasă, se va întâmpla, fapt care s-a și întâmplat. Care s-a și întâmplat, vreau să te felicit încă o dată pe această cale și îți mulțumesc că ne-ai spus și ne-ai confirmat. Totodată în presă, dacă dăm un search după numele tău, apar sintagme sub forma sexy musculosul de la Exatlon, jandarmul sexy, ești mândru de acest apelativ? Sincer, mă cam amuză. Dar este așa? Niciodată nu am căutat să fiu un sex symbol sau nu am căutat notorietatea, după cum ți-am spus și mai devreme. Da, dacă se spune așa, da, nu mă deranjează. Și tot în strânsă legătură, mă remarc datorită aspectului fizic sau prin seriozitatea mea, în momentul în care, nu știu, ajung într-un grup de prieteni, într-un cerc, într-o, nu știu. Eu zic că prin simpla prezență mă fac remarcat. Ați spus mult. Dragilor, interpretați voi ce vreți la această întrebare. Ai avut anumite tentații după ce ai devenit persoană publică? Nu neapărat. Am avut tentații în ceea ce privește mâncarea. Lucru care mi-a lăsit cel mai mult din competiție a fost mâncarea. Deci când am ajuns acasă, cred că m-am și îngrășat vreo 5 kg. Și după, nu știu, alte chestii, petreceri? Am fost și la petreceri, da. Și mi-am trăit viața. Dar nu în exces. Ți-am zis, tot timpul caut să fie un echilibru în viața mea. Și acum mergem înspre direcția de familie. Și ai menționat și tu la început și îți mulțumesc încă o dată faptul că nu mai ești burlac, faptul că te-ai și căsătorit, soția ta fiind una dintre cele mai frumoase și sexy femei din armata română, corect? E corect această informație, să știi că am și văzut-o și chiar așa este. Ești pregătit să te dedici în totalitate familiei și poate să pierzi dintre fane? Adică ăsta e scopul tău de acum încolo? Absolut, absolut. Foarte frumos acest răspuns. Aici urmează întrebarea numărul 14. Am ajuns la 14? Am ajuns la 14 deja. O întrebare la care ai răspuns deja. Faptul că vei fi tătic. Da, știm voi fi tătic. Și ce va fi sau... Voi avea o fetiță. Hai, felicitări, foarte drăguț. Mulțumesc frumos. În ianuarie, pe finalul lunii ianuarie, o așteptăm să vină. Felicitări, aștept să ne auzim și... Și suntem nerăbdători. Da, sunteți pregătiți? Eu așa zic că suntem pregătiți, da. Niciodată nu ești pregătit în totalitate și cumva te pregătești pe parcurs, dar e foarte frumos că s-a întâmplat și e o veste foarte bună. E foarte bună și suntem recunoscuți. Vreau să-mi spui dacă ești un bărbat modest. Încerc să fiu. Eu așa cred că sunt și încerc să fiu. Da, normal. Poți face orice. Spune-mi dacă mai vrea să particip la un nou reality show de forma Exatlon sau Survivor, pentru că Survivor este acum. Te-ai dori? Cu siguranță, da. Și ce faci cu familia și cu fetița, care ar fi mai dificil acum? Ar fi mult mai dificil, dar nu aș refuza ocazia. Ai merge, da? Da, chiar. Aș repeta experiența. Micuța ar fi mândră de tine. Cardio sau dietă?
Și. Dacă ar fi să alegem una, care crezi că este mai importantă, nu știu, în momentul în care suntem în perioada de slăbire, de exemplu? Mie îmi place să mănânc, deci aleg cardio. Mai bine să alegi, mai bine alegi, da. Mult. Bun. Pentru a fi câștigător, pentru că știm că ești o fire competitivă, fie că vorbim de o competiție sportivă sau poate chiar la serviciu, în cadrul serviciului tău, ce contează cel mai mult? Forța fizică sau pregătirea psihică sau psihicul foarte puternic? Puterea psihicului. Un psihic foarte bun și echilibrat contează mai mult decât forța fizică. Forța fizică cumva o poți dobândi și pe parcurs, cred. Bine că, înțeles. Nu? Dacă aș putea să schimb ceva peste noapte la mine, ce lucru ar fi? Vârsta. Ai vrea să fii mai? Mai tânăr. Tânăr. Mai tânăr? Da. Ce ai face dacă ești mai tânăr? Acum, în ultima perioadă am observat că tot mai mult se pune accentul pe vârstă. Și oricum, parcă m-am lăsat așa influențat ușor de treaba asta. Am 32 de ani, dar parcă m-aș vedea la un 25, așa să stau vreo 20 de ani, cred că ar fi perfect. La minte poți să rămâi la 25, la nivel, la mintea care o ai, adică să fii activ ca și la 25 de ani și la 40. Acum, 32 e chiar o vârstă, adică ești foarte tânăr. Să fiu sincer, parcă mi-aș dori să rămân mai tânăr pentru fetița care urmează să vină. Corect, așa e. Să mă pot bucura mai mult în ea. Și ultima întrebare, cum a fost până acum? Foarte bine. Foarte bine, da? Nu, încă n-am transpirat, e ok. E ok. Cum crezi că va fi Mihai Berard peste 10 ani? Vreau să vedem portretul tău. Cum se închipui tu? Care va fi viața ta? Voi fi tătic. Deci, cred că asta înglobează foarte mult. Un tătic de o fetiță, o fetiță și un băiat, doi copii, trei copii. Noi mergem spre 2-3, dar să vedem prima dată cum ne descurcăm cu primul. Foarte, foarte frumos. Mihai, îți mulțumesc! Acestea au fost cele 20 de întrebări rapide. Mă bucur foarte mult că mi-ai răspuns din prima la una dintre ultimele întrebări. Te felicit încă o dată și pe tine și pe soția ta. Vă dorim mult succes! Dragilor, rămâneți în continuare alături de noi pentru că urmează antrenamentul de bază în care Mihai vă va demonstra câteva exerciții executate în sala de fitness. Dragilor, primul exercițiu pe care Mihai îl propune este... Vom executa niște tracțiuni, lucrăm cu greutatea corpului, tracțiuni și împins la paralele. Pentru musculatura brațelor, biceps, respectiv triceps. Deci lucrăm aici trenul superior. Trenul superior, da. Mie îmi place să folosesc o tehnică împrumutată din kinetoterapie, se numește tehnica cold relax. Super. Adică în momentul în care îți lucrezi agonistul, antagonistul se relaxează și invers. Foarte tare. Deci dacă lucrăm biceps, tricepsul se relaxează și invers. Exact. Și super tocmai din acest motiv le lucrăm în același timp, ca o serie. Ok, haideți să vedem. Care este poziția brațelor? Da, luăm o priză mai largă, puțin decât umerii, și ridicăm. Barba trece peste bară și executăm 10 repetări, să zic. Mamă. Bun, și lucrăm în serii sau cum ai recomanda acest exercițiu? Lucrăm în 4 serii. Să execut acum și la triceps. Spatele drept, coborâm până facem un unghi de 90 de grade la cot și împingem. Controlăm și respirația. Cred că e cea mai importantă. Exact. Una dintre cele mai importante elemente în momentul în care ne antrenăm după încălzire, așa îmi place mie să spun. Bun. Asta ar fi o serie. 10 cu 10, 4 serii pentru biceps triceps. Bun, și dacă ar fi să recomandăm un exercițiu și pentru trenul inferior, pentru musculatura picioarelor, fesier, ce face? Eu mai folosesc genuflexiunile. Genuflexiunile cu bara în față. Perfect. Haideți să vedem despre ce e vorba și aș vrea să vedem metoda de execuție corectă. Bun, avem aici o bară. Ok. Greutatea fiecare și o stabilește, exact. Mă gândesc în funcție de nivelul la care se află. Exact. Ce greutate ți-ai spus? Destul de mare. 40 de kilograme pe discuri, undeva la 60 de kilograme. Excelent. Poziția corpului, picioarele, talpa? Depărtăm picioarele la nivelul umerilor, tălpile paralele, privirea în față, spatele drept și coborâm. Când respirăm aici? E important să respirăm? Inspirăm când coborâm și expirăm în momentul în care ridicăm. Excelent. Și executăm tot așa, 10 repetări. Cu pauză de cât între ai recomandat? Cam un minut pauză. Putem să facem și un circuit din cele două exerciții? Ai recomanda
acest tip de antrenament și avem atunci și tren superior și tren inferior? Bineînțeles. Cred că se poate executa. Bineînțeles, putem să mai adăugăm și exerciții pentru pectorali, pentru spate, dacă doriți, și pentru deltoizi și facem un full body. Excelent. Însă cel mai important este, dragilor, ați văzut metoda de execuție și faptul că trebuie să facem corect exercițiul și se pune accentul mai ales la acest tip de exerciții pe calitate, nu neapărat exact pe cantitatea acestora. Mihai, îți mulțumesc foarte mult că ai fost azi alături de noi. Îți mulțumesc și te felicit încă o dată și aștept să ne revedem data viitoare, poate și cu micuța. Dragilor, aceasta a fost ediția de azi a emisiunii La Sală. Nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube The Exclusive. Ne revedem data viitoare cu alți invitați surpriză. Până atunci, să rămâneți safe, să rămâneți strong, dar mai ales să rămâneți fit!